Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit, cei care ați ales numărul 3. Întreagă peripeție până am ajuns să filmez și numărul 3, așa că va fi exact așa cum trebuie să fie pentru voi. Cei care ați ales numărul 3, și anume cufărul călător, energia Arhanghelului Jofiel, haideți să vedem în primul rând care este mesajul de pe această lamelă pentru voi, mesaje bonus, așa cum știți, pentru luna iunie. Iunie, am zis bine. Și îți spune în felul următor, alungarea entităților adverse. Te ajut să-ți alchimizezi limitările în lumina divină. Sunt păzitorul porții paradisului și te inspir să deschizi poarta fericirii paradiziace din ființa ta. Te protejezi de influențele demonice ori satanice. Ia că Jofiel este alături de voi dacă simțiți că aveți niște influențe pe aici, pe acolo. Le putem numi oricum, din punctul meu de vedere că sunt cât se poate de reale. De ce vă zic lucrul ăsta? Pentru că lucrez de ceva vreme cu astfel de cazuri, să le zicem. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje vrea să aducă și pe ce frecvență vine allowance. Ia căte să ne dă, să vă dați voie, da, să faceți ceva pentru voi, să, în primul rând, să vă dați voie să conștientizați lucruri importante despre voi și să vă dați voie să trăiți viața, să-i dați, mai bine zis, voie vieții să curgă prin voi și pentru voi așa cum trebuie. Stați două secunde că v-am spus, la mine e într-un fel. Ce să zicem, se apropie luna plină. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem cu ce mergem. Uite, dacă tot am pus mâna pe asta, hai să vedem de aici. Cu ce mesaje vine pentru voi The Warrior, iată-te luptătorul. Luptători sunteți cu toții, spune, trebuie doar să nu mai opui atâta rezistență, te lupți cu foarte multe lucruri. Mai puțin și chipul tău este astupat de ape. Apa reprezintă, cum foarte bine știm, emoțiile. Iată-te, it's complicated, spune, este complicat și vedem și obediența. E bine să scoți războinicul acela din tine la suprafață pentru a-ți face loc printre buruienile care, mă rog, s-au pus în jurul tău, de jur împrejurul tău, aș spune. Puteți face lucrul acesta și la nivel energetic, pentru că așa cum a venit Jofiel și a zis, e posibil, clar nu este pentru toată lumea, să fie niște interferențe energetice. Vor ieși lucrurile acestea la iveală, fără doar și poate, le veți simți, poate asta este o confirmare pentru unii dintre voi, să vedeți ce aveți de făcut acolo cu energia voastră. Focalizarea, vă mai spune Jofiel, concentrează-te asupra scopului tău și o mare putere interioară te va înălța în planul sufletului. Nu mai da cu biciul pe spatele tău, nu mai da vina pe tine și nu mai da vina pe alții, pentru că știți foarte bine, se rămâne în zona aceea de victimă și luptătorul nu este o victimă niciodată, vrea să scoateți puterea personală la suprafață, să faceți tot posibilul cu mentalul orientat benefic, să vă concentrați pe lucruri pe care vreți să le atrageți în viața voastră. Am discutat și am tot discutat lucrurile acestea pe canalul meu, cei care mi urmăriți canalul știți foarte bine, acolo unde te focusezi, acolo unde îți pui atenția, acolo energia crește și ce să vezi, mai devreme sau mai târziu vei atrage acel eveniment în viața ta, sau mă rog, acea stare, fiecare pe ce anume se concentrează. Așa că puțină atenție, aș spune eu, asupra lucrurilor pe care le hrăniți din punct de vedere energetic. Prosperitatea, vă zice doamna lună, este la orizont, dar ce să vezi, vă roagă Jofiel să lucrați cu temerile, fricile voastre, aceste blocaje care stau între voi și această prosperitate care este pentru toată lumea. Este peste tot, doar că fie noi prin programele noastre mentale creăm aceste blocaje, pot fi și niște interferențe energetice. Unul personal am aflat de o treabă de genul acesta, bine, în cazul meu este din alte existențe și mă voi ocupa, pentru că azi am aflat, da, mă voi ocupa de treaba aceasta. Nu se știe niciodată ce iese la suprafață. Bun, vedeți cum rezonați cu aceste mesaje din partea lui Jofiel, nu degeaba, dar l-a scos la suprafață. Din nou vedem un om care aproape se scufundă în apă, serenity, liniștea sufletului este importantă, spune Jofiel, să faci ceva pentru,
pentru a te liniști, pentru a aduce pace și liniște în sufletul tău. Pentru că sunt, da, niște bătălii interioare, iacă-te new beginnings, noile începuturi, sunt acolo la orizont, dar pentru asta trebuie să facem loc, pentru asta trebuie să închidem, știți foarte bine, acele capitole, din, acele uși, hai să le zicem așa, din spatele nostru. Ai o putere extraordinară, îți spune Jofiel. Nu ești conștient încă de toată forța din tine. Ai surse inepuizabile de absolut orice în lumea subtilă. Conectează-te la ele, decât să te focusezi pe ceea ce nu poți face, decât să te focusezi pe ceea ce nu a mers, ia, focusează-te tu pe lucrurile acelea faine, da? Pe forța ta, pe puterea ta, pe încrederea ta în tine și ai să vezi cum lucrurile încep să se schimbe. Totul, și ce vreau să zic, nu mai zic, totul depinde de noi. Cred că o să fac o firmă, totul depinde de noi. Vine momentul, iată, unii dintre voi poate ați așteptat sau ați... vorba mea, lălăit-o all along, vine momentul să se ia o hotărâre, îmi spune Jofiel, poate, de a ieși din poziția aceea de victimă și de a face ceva pentru tine, da? Pentru viața ta, ceva care să te inspire, s-ar putea să apară la orizont în această lună. Unii dintre voi, da, ce-mi place că trebuie să mă aplec, unii dintre voi poate scrieți, nu știu, poate ăsta este talentul vostru, da, pentru că vedem pergamentele acolo. Dați-vă voie, uite, comunicarea, confirmarea din partea Arhanghelului Gabriel și... nu vreau să zic, nu e job, ceea ce voi faceți ca și hobby, da? Lucrați la treaba aceasta, scoateți creativitatea la suprafață, muza, inspirația va fi acolo, aveți tot ceea ce este necesar pentru a ajunge acolo unde vă doriți și a îndeplini ceea ce vă doriți voi cu adevărat, dar, nu mai complica lucrurile, ia că te-mi atrage atenția cartea Complicated, nu. Lucrurile sunt atât de complicate pe cât le dai tu voie să fie. Commitment, ia că angajamentul, acum nu știu dacă e cu inel pe deget pentru unii dintre voi în această lună sau nu, îți spune, ia că te să fii deschis. Vedem și cartea șamanului aici, este cumva, e cartea magicianului, cumva manifesti lucrul acesta sau unii dintre voi deja l-ați manifestat, fii deschis, îți spune, să primești ceea ce vine către tine. Vedem numărul 42, da, 4 și cu 2, 6, vorbim despre iubire. Poate așa ceva este scris în este scris, l-ai scris tu, că vezi, mă încurc acum în niște treburi, l-ai scris tu și atunci când vine către tine nu știi ce să faci. Ai grijă de ceea ce sădești. Ca și idee, ca și plan, ca și energie, sămânță energetică acolo, ai grijă de grădina ta, nu lăsa să intre buruiene acolo. Știți foarte bine ce fac buruienile în momentul în care pătrund în grădină, sufocă acele plante pe care tu le-ai pus acolo și aștepți să, ce să vezi, să iasă la suprafață. Mergi pe drumul tău, ești aproape de drumul cel bun, că vreau să spun de drumul cel bun și mă oprește domnul Spirit, ești aproape, mai este nevoie de un pas, mai este nevoie de o schimbare, da, pentru a fi total pe drumul acesta. Energia aceasta de începuturi este alături de tine, dar trebuie să-ți dai voie, da, am văzut și energia de allowance acolo, trebuie să îți dai voie să primești această schimbare în viața ta, să nu-ți fie teamă, să nu-ți fie frică, ceea ce-ți va aduce această schimbare, am văzut-o clar, cu luna în taur și uite și confirmarea cu zecele de monede, fie că vorbim de abundență materială, fie că vorbim despre familie fericită și a la long, cum îmi place mie să zic, nu contează, ambele variante sunt foarte, foarte frumoase, iată-te și o colaborare, da, foarte frumoasă, care din nou poate să fie pe parte de job, de carieră sau pe parte de iubire. Ce te ține acum este teama, este frica, stai în energia aceasta a lunii și e bine să ieși, pentru că na, știm foarte bine când este noapte, da, este lună, nu prea vedem niște lucruri, ceva vine către tine, o ofertă, o invitație, o oportunitate, spune-i da, wide open, fii cu brațele deschise, își cere universul să primești ceea ce vine către tine, pentru că arată extraordinar, este o ofertă generoasă, indiferent de natura ei. Dacă vorbim de iubire, atunci
vorbim despre o energie de posibil suflete pereche, da, cu șasele acela de cupe. Uite temerile, uite fricile care te fac să te ții de puținul pe care îl ai, atât cât ai în momentul de față. Ți-e teamă să te deschizi, că dacă vezi, dragă Doamne, ai să pierzi și cele 4 monede pe care le ai. Ai văzut ce vrea să vină? Vor să vină 10 monede. Uite câte oferte și de iubire și de bani. Am văzut ambii pași de cupe și de monede venind către voi. Excuse me. Poftim confirmare, da? Reușită. Cu această carte a soarelui, acolo vrea să te ducă această ofertă, această oportunitate, dar tu, Batman, stai și te-ai îngrădit pentru că ți este teamă. Îți este teamă poate să o iei de la început, îți este teamă să-ți pui visurile și dorințele în practică. Spiritul spune nu, privește cu entuziasm, privește cu curaj către viitor, mergi înainte cu această energie a pajului, iată că 3 pași. Mergi cu această energie înainte. M-am oprit puțin pentru că vroiam să adaug, poate nu e pentru toată lumea, dar poate unii dintre voi veți avea de a face cu cineva în, nu știu, haină militară, îmi vine să spun acum, nu știu de ce. În fine, sau cu cineva care lucrează într-o instituție de genul acesta, cineva cu care să discutați, dar unii dintre voi aveți așa o energie tăioasă. Probabil s-au întâmplat niște lucruri ușoare acolo în trecut și aveți tendința să decapitați oricine vă iese în cale. Mai multă încredere în tine, îți spune Jofiel, da? Pentru că v-am spus, luptele interioare se află aici. Acum, mai există și varianta ca pentru unii dintre voi cineva din trecut, ia că trebuie să își facă apariția și să-l primiți acolo cu sabia în mână. Vedeți ce faceți cu sabia aceea. Adventures, da? Dă-ți voie să mergi în aventuri sau, mă rog, să pășești pe drumul acesta al aventurilor. Tu te oprești. Stand still, da? Tu îți pui frână când ceva nou apare la orizont pentru că există acele temeri, pentru că există acele frici. Love, ia că te iubirea îți bate la ușă. Tu, gheață la mal, piciorul pe frână, Batman și așa mai departe. După care stai tristuț și îți dai seama că viața nu este tocmai roz, stând în această energie. Ia lucrurile exact așa cum sunt, pentru că există tendința asta de a le complica, așa cum am văzut și mai devreme. Nu este nimic complicat, repet, este complicat doar în filmul din capul nostru. Ia către nevoia aceasta de iertare pentru a închide un capitol din viața voastră. Nevoia de iertare este la un grad ridicat, acum fiecare știe, da, sunt niște lecții pe care le aveți de învățat, probabil sunt niște chestii pe care nu le-ați procesat încă din ceea ce s-a întâmplat în trecut. Dă-ți câteva momente, stai, analizează ce anume s-a întâmplat cu adevărat, că am mai spus eu lucrul acesta. În filmul din mintea noastră diferă de ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în trecutul nostru. Că, uite, așa se lucrează mintea umană. Poate vorbim despre o separare acolo unde a fost activată, reactivată trauma aceasta de abandon. M-a părăsit, a făcut adres. Deja am dat vina pe celălalt, deja i-am cedat puterea. Ai forță, ai tot ceea ce îți trebuie, ești în poziția aceea de victimă. Ia că te niște mesaje care vor veni pentru unii dintre voi în această perioadă, nu știu dacă au legătură cu familia sau nu, sau pot fi de la cineva care vă pot da, dacă vă dați voie, vă pot da sentimentul acesta de acasă, dar trebuie să ai curajul să faci mutarea aceasta, trebuie să ai curajul să alegi să mergi în această direcție. Nu știu de ce, poate pentru unii dintre voi s-ar putea să fie o propunere de a te muta. Ați mutat domiciliu undeva la distanță cu această persoană, că e vorba de relație sau este vorba de colaborare, de business, nu știu. E, uite, vorbim din nou despre iubire. Și atunci stai și te gândești ce fac. Este un risc extraordinar. Păi plec de aici, de unde sunt și mă duc acolo, habar n-am ce o să fie. Mi-a fost mușcată inima, au fost acolo niște incidente în trecut și înțelegem lucrul acesta, dar se pare că de data aceasta, această conexiune, această relație este ghidată de divin, este ceva ce e menit să apară cumva în calea ta și tot vorbeam de calea ta, poftim confirmarea, da?
face parte acest parteneriat, această legătură, această întâlnire din calea ta. Uite și abundența, o vedem aici, unii dintre voi fie sunteți zodie de apă, fie zodie de pământ, din ceea ce vedem se tot repetă apa și pământul, sau veți avea de a face cu astfel de persoane. Veți fi invidiați, dragii mei, dacă veți avea curajul să mergeți pe drumul vostru, poftim și confirmarea la rădăcina pachetului, bănuții, veți fi invidiați pentru prosperitatea voastră, pentru ceea ce veți câștiga. Lăsați astfel de personaje și poftim confirmări peste confirmări, își bagă nasul unde nu le fierbe oala, da? Dați-i la ștevie, știți foarte bine unde trimit eu astfel de personaje. Dați-i deoparte și voi vedeți-vă de drumul vostru. Nu vă fie teamă să faceți saltul acesta în necunoscut, așa cum s-ar putea să pară la început și s-ar putea să vă sperie spiritul, spune nu. Este normal este normal să ai acea teamă, pentru că n-ai mai fost acolo. Dar de tine depinde să-i spui, știi ce, gata, de data asta nu, eu hotărât să merg mai departe. Mă detașez de ceea ce nu mai este pentru mine, ascult ghidarea spiritului, iată cât de frumos vorbește și Osho, și îmi dau voie să merg către ceva nou-nouț, chiar dacă îmi țâțâie fundul, chiar dacă îmi este teamă. Pentru că uite ce vine, universul sau cineva vrea să împărtășească ceva cu tine, din nou șasele de cupe, din nou energia de suflete pereche și energie de generozitate din partea universului. Vrea să-ți ofere niște lucruri, primește-le. Dacă sunt bruiaje, așa cum am discutat pe partea energetică, vezi ce faci cu ele. Dacă sunt blocaje care provin din cauza programelor, da, limitative, vezi ce faci cu ele. Rana de abandon și de respingere, încă o dată, iese la suprafață, plus că mi se spune clar, unii dintre voi respingeți fără să vă dați seama, că niciun om normal la scăfărie nu ar respinge abundența. Dar se întâmplă și se întâmplă de ce? Pentru că există acele treburi. Da, este nevoie de transformare, vedem cartea morții și a transformării. Este nevoie de transformare pentru a ajunge să puteți beneficia de această energie super faină. Hai să vedem și din astea micuțe, micuțe și drăguțe. Și avem așa, nature, natura, reconectează-te cu natura, îți spune, încarcă-te cu energie telurică, încarcă-te cu energie solară, te îndeamnă să mergi, iată, te desculți pe Terra. Uhum. Și te mai îndeamnă să trăiești viața. Viața este făcută pentru a fi trăită. Este nevoie de echilibru, iată, balance. Îți zice, opa, să ai aici, nu te duce, vezi, pică, trebuie să te ridici de acolo. Te întreabă, de fapt, ce este cel mai important pentru tine? Răspunde la această întrebare cu sinceritate. Primul răspuns care îți vine în minte, că după aia intervin maimuțele, și mergi în direcția aceea. Poate pentru unii dintre voi este familia, nu știu, conceptul de familie, am văzut și casa acolo. Familia este totul, îți spune, reconectează-te cu ei și spune-le cât de mult îi iubești. Haideți să vedem și ce avem în cufăr, dragii mei. Se pare că avem și un pendul, așa că pregătiți repejor în mintea voastră o întrebare, a cărui răspuns poate să fie da sau nu. Și o să ajungem imediat și la el. Stați că mai este un bilețel aici și eu nu pot să... Este un bilețel foarte încăpățânat și o să vedem noi ce scrie pe el, de atât de încăpățânat este. Încăpățânat ca voi. Uite, prețios. Ești o persoană prețioasă, doar că ești încăpățânat. Asta spune spiritul. Hai să vedem ce mai avem aici. Extaz. Păi da, așa trebuie trăită viața, mai omule, ca să atragi lucruri frumoase. Ei, stați așa că uite. Uite cum se țin bilețelele. Lanț. Ah, și îmi place ce s-a întâmplat acolo, vă arăt imediat și ce bilețel era ținut, triumf. De ce era ținut, iată, de magneții de pe capătul pendulului? Uite cum atrageți voi bănuții în viața voastră. Se vede clar? Se vede? Nici nu știu unde să țin, cred că acolo trebuie să țin. Așa să vă vizualizați, așa să vă vedeți. Haideți că mai avem plăcere, extaz, treburi de la frumoase și pozitive. Și ochi. Păi cine are ochi de văzut să vadă și urii de auzit să audă. Haideți să vedem și literele, o să le dăm acum. Avem U, avem P, ce mai avem? Avem E, mai este și un R, încă un
E, perete, în capul meu este perete. Păi e peretele ăla pe care trebuie să-l spargi, că l-ai pus zidul între tine și abundență și T. Avem și două zodii, avem zodia Rac și avem și Săgetător. Și haideți să vedem și zdrângănelele, trâncănelele, pe despre ce vorbeam. Uite, avem aici bănuțul, care este un bănuț din alte țări, nu din România. Avem și coroana, da? S-ar putea unii dintre voi să primiți niște bănuți din partea unei energii feminine. Nu, eu râdeam pentru că era o confirmare pentru ce am experimentat eu mai devreme. Uite că vin și pentru mine niște treburi. Și uite și o bicicletă, da? E nevoie de balance, este nevoie de echilibru. Ca să îți menții echilibrul în viață, trebuie să continui să pedalezi, nu să te oprești într-un loc. Nu știu cum să le pun, hai să le pun aici. Haideți să vedem și bănuții. Da, i-ați văzut aici bănuții numărul 3, 3-ul de monede, colaborare, colaborare fructuoasă. Și a venit momentul magic să puneți voi o întrebare, nici nu știu am să stau, uite așa. Puneți voi o întrebare și haideți să vedem dacă răspunsul este da sau nu. Data asta răspunsul este nu la întrebarea pe care ați pus-o. Dragii mei care ați ales numărul 3, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna iunie 2023, mesajele bonus. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Aștept bineînțeles comenturile voastre în secțiunea de coment și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.